a lui care ne iubește. A lui care ne iubește. Și care ne-a spălat pe păcatele noastre cu sângele său. Care a făcut din noi o împărăție și vreau pentru Dumnezeu Tatăl său. A lui să fie slavă. Acum și în vecii vecilor. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Vom privi în dar aceasta în Evanghelia după Ioan, la capitolul 10, și vom încerca să ne aducem aminte de două situații în care Domnul Iisus Hristos este descris în capitolul acesta. Pe paginile Sfintelor Scripturi, Domnul Iisus Hristos este reprezentat în multe feluri. În Vechiul Testament și în Noul Testament. În Vechiul Testament citim despre El ca fiind Îngerul Domnului. Sau lăstarul. În Noul Testament citim despre Domnul Iisus Hristos că El este păstor, că este păstorul cel bun, că este păstorul cel mare. Citim despre El că El este ușa. Citim despre El că este Mântuitor. Citim despre El că este din veșnicie în veșnicie Dumnezeu. Noi înălțăm numele Lui. Ne închinăm în numele Lui. Slăbim numele Lui. Haideți în seara aceasta să avem un ochi descris în textul pe care l-am citit și să încercăm să privim la Domnul Iisus Hristos din două puncte de vedere. Mai întâi, Iisus ca păstorul cel bun și după aceea Iisus ușa. Primele 6 versete ne vorbesc despre Domnul Iisus Hristos ca păstorul cel bun, contrastat cu păstorii falși, neadevărați. Contextul în care Domnul Iisus Hristos a rostit cuvintele acestea și învățăturile acestea sunt legate de ceea ce este descris în capitolul 9 din Evanghelia după Ioan. Când Domnul Iisus Hristos a vindecat un orb din naștere. Fariseii și cărturarii s-au supărat, au fost ofensați de lucrul acesta și l-au chemat pe orb, care acum vedea. L-au întrebat cum au decurs lucrurile. Și el le-a spus. După aceea au chemat părinții lui. Și după aceea l-au chemat din nou. Și orbul le-a spus, zice, eu nu știu dacă el este ce ziceți voi. Însă știu un lucru. Că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Mai știu că am fost orb și acum văd. Cum ți-a făcut? Mi-au unus ochii cu tine. M-am dus și m-am spălat și m-am dus văzând. Farisei și cărturarii îi spun, nu, omul acesta e un păcătos. Și el zice, eu n-am auzit până acum niciodată ca un păcătos să fie ascultat de Dumnezeu și să facă ce-a făcut el. În contextul acesta, Domnul Iisus Hristos aude despre toate acestea și îl întâlnește pe orb din nou. Și Domnul Iisus Hristos îl întreabă, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și orbul s-a uitat la el și a zis, și cine, Doamne, să crede în el? Și Domnul Iisus îi zice, eu cel care vorbesc cu tine. La care el zice, cred, Doamne. Și s-a închinat. Dacă Iisus Hristos privește la ceva în mine, dacă Iisus Hristos privește la ceva în noi, privește la credința pe care Dumnezeu a dat-o Sfinților odată pentru totdeauna, prin care suntem împăcați cu Dumnezeu, în virtutea căreia au crezut că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Haideți să vedem cum este descris Domnul Iisus Hristos ca fiind păstorul cel bun. Care sunt caracteristicile păstorului adevărat? Auziți ce zice versetul 1. Adevărat, adevărat vă spun, că cine nu intră pe ușă în staulul cuiilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar.
Prima caracteristică a păstorului real, adevărat, constă în faptul că intră pe ușă. Păstorii falși, ei nu intră pe ușă. Și din pricina aceasta sunt numiți în Sfânta Scriptură hoți și tâlhari. Dacă Iisus Hristos se definește pe sine ca fiind păstorul cel bun, și mai jos vom vedea, se arată pe sine ca fiind ușa, cum Iisus Hristos poate să fie păstor și ușă în același timp? Și dacă Iisus Hristos a venit și a intrat pe ușă, care este ușa pe care a folosit-o Iisus Hristos să-și facă intrare? Well, au apărut mulți Hristoși mincinoși înainte de Hristos și după Hristos. Însă, un singur Hristos este cel adevărat. Un singur Hristos e Mântuitor. Un singur Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Un singur Hristos poate schimba viața. Un singur Hristos poate da viața veșnică. Și Iisus Hristos zice, adevărat, adevărat, vă spun că cine nu intră pe ușă în sabul oilor este un hoț și un tălhar pentru că sare pe altă parte. Dar cine intră pe ușă, el este păstorul oilor. Care este ușa pe care a intrat Domnul Iisus Hristos? Când a venit în lumea noastră, Iisus Hristos a venit în lumina descrierii Lui de către Sfintele Scripturi. Scripturile Vechiului Testament, ca și Scripturile Noului Testament, vorbesc despre Iisus Hristos. Și Sfânta Scriptură ne spune că Iisus Hristos, ca să poată fi Mântuitor, trebuia să fie om adevărat și Dumnezeu adevărat. Trebuia să fie un om fără păcat, care să poată ispăși păcatul oamenilor. Din punctul acesta de vedere, Iisus Hristos, care era Dumnezeu din veșnicie, trebuia să se nască ca om. Trebuia să fie sămânța femeii. Când Iisus Hristos a venit în lumea aceasta, a venit ca fiind sămânța femeii. Isaia, capitolul 7, versetul 14, zice așa: De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată că fecioara va rămâne întărcinată, va naște un fiu și îi vei pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. S-a profețit despre Iisus Hristos că va fi născut din fecioară. Și că îi va pune numele Emanuel, care însemnează Dumnezeu este cu noi. Prima caracteristică fundamentală a păstorului adevărat, a păstorului cel bun, constă în faptul că el a venit în lumina Sfintelor Scripturi ca să împlinească profețiile făcute despre el. A venit ca sămânța femeii și născut din fecioară. Nemai auzit. Cum poate naște o fecioară? Pentru ca Iisus Hristos să fie Hristosul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru, trebuia să se nască din fecioară. Și când a venit îngerul și a adus peste aceasta Marie, i-a zis, cum se poate face lucrul acesta? Eu nu cunosc un bărbat. Și îngerul îi spune, Duhul Domnului se va pogori peste tine. Puterea celui prea nou te va umbri. Și Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Înainte ca să fi fost născut ca om pe pământul acesta, înainte să fi fost născut din fecioare, Iisus Hristos avea un popor al Lui. Pentru ca să-și mântuiască poporul acesta, a trebuit ca sămânța femeii să se nască din fecioare. Dacă nu s-ar fi născut din fecioară, Iisus Hristos nu s-ar calificat să fie Fiul lui Dumnezeu și să fie Mântuitorul lumii. Iisus Hristos a venit pe trupul care este descris pe Sfânta Scriptură. Păstorul cel bun intră pe ușă. El vine așa cum este descris pe paginile Sfintelor Scripturi. Mai mult decât atât. Zice Biblia că portarul îi deschide ușa. Și oile aud glasul lui. Asta întâlnează că înainte de venirea lui Iisus Hristos în lumea aceasta, ca sămânța femeie, ca născut din fecioară,
trebuia să fie altcineva care să pregătească venirea lui Hristos, să pregătească calea Domnului Iisus Hristos. 6 luni înainte de nașterea lui Iisus Hristos a născut Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a fost vocea care striga în pustie, pregătiți calea Domnului. Împlinea profețiile Vechiului Testament. Iisus Hristos a venit pe drumul descris de Sfânta Scriptură. El a intrat pe ușă. Ioan Botezătorul a pregătit calea Domnului Iisus Hristos. Și când l-a văzut venind să fie botezat, a zis, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iisus Hristos este adevăratul păstor, este singurul mântuitor, pentru că a venit pe calea care este descrisă pe paginile Sfintelor Scripturi. Iisus Hristos a venit în lumina Sfintelor Scripturi ca să-și mântuiască poporul Lui. Care era poporul Lui? Sfânta Scriptură ne spune că poporul ales al lui Dumnezeu era Israel, evrei. Și Iisus Hristos a venit ca să-i mântuiască. A venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Însă când a venit la Isaia, Isaia nu l-a cunoscut. Isaia l-au respins și l-au pironit pe cruce. Însă nu numai evreii făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Era în planul lui Dumnezeu ca mântuirea lui să se extindă asupra tuturor neamurilor. Dumnezeu, dinainte de veșnicii, hotărâse un popor care să-i aparțină lui Iisus Hristos. Poporul acesta trebuia mântuit. Poporul acesta era pierdut pentru marea de oameni care trăiau în păcat și fără de lege pe pământul acesta. Iisus Hristos a venit în modul în care a venit, pentru că a venit să caute și să-i mântuiască pe cei ce erau ai Lui. Am fost dați de Dumnezeu Domnul Iisus Hristos înainte de venirea Lui pe pământul acesta, înainte ca pe unul dintre noi să fi fost născut, înainte ca un singur evreu să locuiască pe pământul acesta. El era în planul lui Dumnezeu dinainte de întemeierea lumii. Dumnezeu a hotărât care sunt aceia care vor fi mântuiți de Iisus Hristos. Portarul îi deschide și oile au clasul lui. Păi a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Însă Domnul Iisus Hristos a început să le propovăduiască Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, și au fost unii care l-au primit. Au început să-și deschidă inima pentru el. Au ascultat cuvintele lui și el i-a chemat după el. Și ei l-au urmat. Zice Sfânta Scriptură aici că oile aud glasul lui. În Evanghelia pe Ioana, capitolul 1, Domnul Iisus Hristos cheamă pe unul să urmeze. Purta același lume care pot și el. Filip. Și Domnul Iisus îl cheamă și Filip urmă. Într-o altă împrejurare, în Evanghelia după Matei, la capitolul 9, Domnul Iisus Hristos trece de la o vamă și vede acolo pe Matei. Îl cheamă pe Matei, Matei aude glasul, înțelege că este glasul păstorului, își lasă totul la bancă și pleacă. Îl urmează pe Iisus Hristos. Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și Filip și Matei erau pierduți. Și Petru și Ioan. Și Andrei, fratele lui. Și eu și voi toți. Iisus Hristos a venit să-i caute. Și la un moment dat a trecut prin Ierihon. Și în Ierihon era un om bogat. Avea un impediment. Era mic de statură. Și ar fi vrut să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos. Și s-a urcat într-un pom, a găsit soluția. Când vrei să-l cunoști pe Hristos și vrei să-l cunoști, să-l vezi pe Iisus Hristos, găsești varianta să te duci la el. Pomul acesta s-a urcat într-un dâlc. Și când a ajuns în dreptul lui, Domnul Iisus Hristos se oprește și îl strigă, cum l-a fie strigat? Zacheie, dă-te jos! Iisus Hristos a trecut pe drumul acela pentru că Zacheu era unul din cei care erau pierduți și trebuia găsit. Hristos l-a chemat, el i-a auzit glasul, i-a recunoscut glasul, s-a dat jos, l-a primit în casa lui și l-a urmat. Iisus Hristos a vorbit
și oamenii l-au identificat. În Evanghelie, pe Ioan, la capitolul 20, când ajungem la învierea Domnului Iisus Hristos, că s-au dus femeile la mormânt, când au plecat, a rămas una acolo care stătea și tot nu i-a și căutat. Și la un moment dat, Domnul Iisus Hristos îi apare și el nu a recunoscut. Și ce a făcut Domnul Iisus Hristos? A strigat-o pe nume Marie. Și Maria s-a întors și a zis rabunii învățătorule. Oile mele ascultă glasul meu, zice Domnul Iisus, și merg după mine, nu merg după un străin, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Era ceva în vocea lui Iisus Hristos care pătrundea în lăuntrul acela pe care el îl chema. Ei cunoșteau glasul, ei cunoșteau vocea și urma. Iisus Hristos a venit să caute pe cei ce erau pierduți. Și lucrul acesta este încătrișat pe paginile Sfintelor Scripturi. Sfânta Scriptură ne spune că portalul îi deschide, oile au avut glasul lui, el își cheamă oile pe nume. Ce minunat! Știți ce înseamnă asta? Poate sunteți unii aici care ați venit prima dată sau două ori în biserică. Și ați zis, mă duc și la biserică. Well, I have a news for you. Sfânta Scriptură zice că tu ai venit aici în seara aceasta pentru că dinainte de veșnicii Dumnezeu, în planul lui, a hotărât ca tu să fii prezent aici. Să auzi mesajul Evangheliei, să auzi vocea lui Dumnezeu care te cheamă acasă. Oile mele, zice Sfânta Scriptură, ascultă glasul meu, sunt chemate pe nume. Niciunul dintre noi n-am venit aici pentru că a fost plăcerea noastră. Ne place să venim la biserică, ne place să cântăm, ne place să ne închinăm lui Dumnezeu. În înțelesul cel mai atent al cuvântului, noi am venit aici pentru că Dumnezeu a rânduit să fim aici. Să auzim mesajul Evangheliei. El este păstorul cel bun care a intrat pe ușa. Toți cei care au venit înainte de mine și după mine, zice Iisus Hristos, au fost toți și tăvari. Există un singur păstor. Numele Lui este Iisus Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu. El este Mântuitorul tuturor acelora care vin la El. Oile aud glasul Lui, El își cheamă oile pe nume. Știți ce înseamnă asta? Aici este învățătura despre alegere. I-au fost date niște voi, Domnului Iisus Hristos, niște persoane să fie mântuite. Persoanele acestea erau pierdute în lumea mare. Iisus Hristos a venit să caute, să-i găsească și să-i mântuiască. Când i-au fost date lui persoanele acestea? Când a fost dat Domnului Iisus Hristos poporul acesta? Sfânta Scriptură ne spune, când ne versăm la capitolul 1, versetul 4, că în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întâlnirea lumii. Înainte ca Dumnezeu să fie creat cerurile, pământul, universul acesta care e atât de mare că oamenii de știință vin și ne spun că trebuie cam 14 milioane de ani să ajungem la cea mai îndepărtată planetă. Toate lucrurile acestea au fost făcute pentru ca Dumnezeu să pregătească un loc în care să locuiască oamenii unde Fiul Său, Iisus Hristos, să vină să caute și să-i mântuiască pe cei care i-au fost dați. Și fiecare avea un nume. Când Iisus Hristos a venit, i-a chemat pe nume. De atunci și până astăzi, Iisus Hristos îi cheamă pe aceia care i-au fost dați de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Dacă suntem ceva în lumea aceasta, suntem darul lui Dumnezeu Tată, făcut Fiul. Și vom fi într-o zi, zice Sfânta Scriptură, cu El și vom fi ca El pentru veci de veci. Ce face Iisus Hristos după ce își cheamă oile, după ce oile îi înțeleg glasul și îl cunosc? Zice versetul 3. Îi scoate afară din stat. În textul acesta, păstorul cel bun își scoate afară oile, persoanele care i-au fost date de tată ca să le mântuiască. Staul era
teología, religia ebreiască, cu care nu era nimic rău. N-a fost atunci, nu-i nimic rău acum. Însă, cei care aveau menirea să învețe poporul, au pervertit învățăturile Vechiului Testament și și-au asumat o răspundere care îi depășea. Au fixat ei regulile lor. Ei erau hoți și tâlhari. Au luat ceea ce aparținea Domnului Iisus Hristos și au zis, am venit noi cu ceva mai bun. Și din legea pe care Dumnezeu a dat-o prin Moise, a venit și au făcut 600 și ceva de porunci, 613 mai precis. Și la fiecare dintre acestea au venit cu interpretări. Încât oamenii au ajuns la concluzia ca să poată fi împăcați cu Dumnezeu, să poată fi iertați, să poată fi mântuiți și binecuvântați cu darul vieții veșnice, ei trebuie să lucreze mântuirea aceasta. Niciun om nu se poate mântui pe sine. Noi nu suntem mântuiți prin fapte, suntem mântuiți prin har. Și harul au venit prin Iisus Hristos. Hristos este singurul mijlocitor. Hristos este singurul mântuitor, zice Sfânta Scriptură. El este păstorul cel bun. Și ce a făcut Iisus Hristos? Pentru cei care i-au auzit mesajul, l-au primit și l-au urmat, i-a scos afară din stare. Palomit. Și ei și-au lăsat tot, zice Sfânta Scriptură, și l-au urmat. Oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. E ceva în vocea, în glasul Domnului Iisus Hristos. Însă haideți să ținem minte că acesta este lucru pe care Dumnezeu l-a făcut prima dată și cu noi. Noi care eram dintre neam, pierduți în lumea aceasta, a fost un timp când am auzit mesajul Evangheliei. Ați auzit ceea ce zice fratele Curciu. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Am auzit cuvântul lui Dumnezeu. Am înțeles că suntem păcătoși, pierduți fără Dumnezeu, fără Dumnezeu de lume. Și pentru timp vom muri și vom vedea veșnicia în ea, într-un timp veșnic. Și am zis, ce-i de făcut? Și Iisus Hristos a zis, vină la mine, urmează-mă. Am crezut și l-am urmat. Și prin harul lui Dumnezeu îl urmăm. Și terminăm călătoria aceasta cu el în slavă. Este chemarea și lucrarea pe care Iisus Hristos a venit să o îndeplinească. Îl urmăm. Ei, suntem credincioși prin harul lui Dumnezeu, pentru că îl cunoaștem pe El și cunoaștem glasul Lui. Înțelegem mesajul Lui. Am înțeles scopul pentru care a venit în lumea aceasta. Scopul pentru care a părăsit slava și gloria cerului și a luat trup ca mine și ca tine, dar fără păcat. A venit ca să ia păcatele noastre, să meargă la cruce, să moară locul nostru pe cruce, plătind plata mântuirilor noastre, împăcându-ne prin credință cu Dumnezeu. Și toți cei ce cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care a murit pe lemnul crucii pentru păcatele lor, sunt curățiți, spălați de păcatele lor, împăcați cu Dumnezeu, binecuvântați cu toate vieții veșnice și într-o zi, zice Sfânta Scriptură, vor fi cu Hristos și vor fi ca Iisus Hristos. Iisus Hristos este păstorul cel bun. Este singurul care a intrat pe ușă. Și dacă urmăriți modul în care el este descris pe paginile Vechiului Testament, veți vedea că toate profețiile despre el s-au împlinit și când a venit, Iisus Hristos a venit ca singurul care a fost calificat să se numească Hristos Fiul lui Dumnezeu, care este Mântuitorul Lumii. Iisus Hristos este păstorul adevărat. Iisus este singurul care intră pe ușă. Ceilalți care au venit înainte de El sau după El. Sunt hoți și tâlhari. Încearcă să-și asume o responsabilitate care nu le-a fost încredințată lor. Pentru ca să nu petreacă singur veșnicia în iad. Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască. Haideți să mergem mai departe, să vedem, să privim la Iisus Hristos ca ușă. Versetul 6 din capitolul 10 zice că după ce Iisus Hristos le-a spus pilda aceasta, ei n-au înțeles. N-au înțeles cine e păstorul, n-au înțeles cine e ușa. N-au înțeles. Iisus Hristos merge mai departe și zice, Iisus a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor.
situația se schimbă acolo. În prima fază, Iisus Hristos se descrie pe sine ca fiind păstorul cel bun. Păstorul care a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Păstorul care își dă viața pentru voi. De data aceasta, Iisus Hristos vine și zice că eu sunt ușa oilor. Pentru cei care au fost în Israel, și astăzi, tot cam la fel sunt lucrurile. Sunt anumite stabile mari, în care oamenii își duc oile ca ciobanii să aibă de ele. Au un gard de jur împrejur și au și o poartă. În timp ce morții au un păstor, un portar angajat. Dimineața păstorii se duc, portarul le deschide ușa, intră pe rând, încep să vorbească și o iau înainte și oile vin după ei. Aceasta este public. Însă mai este un sol de stau în countryside, în partea de la țară. Nu sunt staurile împrejmuite cu gara. În Israel e multă piatră. Când vă duceți în Atfei, New York și intrați pe străduce ca să vedeți cum e pe acolo, vedeți că pe lângă case, în zi, cam de doi fiți așa, numai piatră de jur împrejur. Așa erau staurile de voi la țară. Și era o singură poartă prin care se putea intra. Însă nu era o poartă, o ușă, cum e ușa când intri în biserică. Sau cum era ușa la un staul public. O singură persoană putea să fie acolo. Păstor. Și noaptea, ca să-și păzească oile, se culca în intrarea aceea. El. Era ușă și păstor. Aici Domnul Iisus Hristos vine și zice, eu sunt ușa oilor. Iisus Hristos este păstor și este ușă. Toți cei ce au venit înainte de mine, zic el, zice el, sunt voi și tălari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra, va ieși și va găsi pășune. Ca păstor, Domnul Iisus Hristos și-a scos afară din religia iudaică pe toți aceia care i-au fost dați de către Tatăl ca să-i mântuiască. Însă Iisus Hristos nu i-a scos afară și i-a lăsat afară. De data aceasta, zice Sfânta Scriptură, că Iisus Hristos i-a chemat ca să intre. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, cei care au fost chemați afară, sunt de data aceasta chemați să intre, să intre unde? Să intre prin mine. Fiind ușa, asta însemnează că ei trebuiau să treacă cumva prin Hristos într-o altă parte. Oamenii aveau nevoie de împăcare cu Dumnezeu. Aveau nevoie de iertarea păcatelor. Aveau nevoie și căutau viața veșnică. Domnul Iisus Hristos vine și le spune acum, dacă pe unul dintre voi, dacă cineva, oricare ar fi el, intră prin mine, va fi mântuit. Ce cuvinte rostește Domnul Iisus Hristos aici? Oile pierdute erau pierdute. Au fost chemate, au răspuns chemării și ca rezultat al credinței în Iisus Hristos, cunoscându-L și urmându-L, zice Sfânta Scriptură, au intrat prin Hristos. Unde au intrat? Și cum au putut să intre? Noi toți am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu trebuia să te răsprindă asupra noastră. Din punctul acesta de vedere, noi toți trebuia să fim pierduți pentru totdeauna. Hristos a părăsit cerul, a venit ca să mântuie femeii pe pământul acesta, dar fără păcat, a trăit printre noi, ca unul dintre noi, însă n-a făcut niciun păcat. Așa zice Sfânta Scriptură. Și la vremea potrivită a luat păcatul meu, al lui Filip Dincă.
și l-a luat asupra lui. Și l-a luat și pe alu fratele Levi și pe alu fratele Cristea și a luat propriul lui. A luat păcatul întregii lumi asupra lui și a mers la cruce, plătind nelegiuirea noastră. Ne-a răscumpărat din felul de șef de pietrire pe care l-am moștenit de la părinții noștri. Nu cu argint și nu cu aur, ci cu sângele lor. A plătit lui Dumnezeu Tatăl prețul răscumpărării noastre. Jertfa de la Calvara lui Iisus Hristos, păstorul cel bun, este suficientă pentru mântuirea oricărei ființe care vreodată a trăit, trăiește sau va trăi pe pământul acesta. Se bucură de beneficiile acestei jertfe numai cei care intră prin El. Cei care se încred în El. Cei care își deschid inima pentru El. Cei care cred că El este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Cei care cred că El este Hristos care a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Nici o ființă de pe pământul acesta nu va merge în iad pentru că nu este iertat. Iertarea lui Dumnezeu este oferită oricăruia. Beneficiază de iertarea aceasta numai cei ce cred că Iisus Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce pentru păcatul lor. Oamenii se duc în iad pentru că nu cred. Acesta este singurul păcat. Din punct de vedere dumnezeiește, totul a fost rezolvat. Toată problema depinde acum de noi. Pe pământul acesta trăim 60-70 de ani, cei mai tare 80. Când ajungi peste 80, ești mare. Dar în urmă, viața se termină. Viața nu este numai ceea ce trăim aici. Noi nu trăim numai pentru trup. Nu trăim numai să satisfacem plăcerile trupului acestuia. Și noi dorim să trăim veșnic. Pentru aceasta ne-a făcut Dumnezeu. Cei care și-au pus și își pun încrederea în Dumnezeu, ei vor trăi veșnic în prezența lui Dumnezeu cu Iisus Hristos. Zice Sfânta Scriptură aici, eu sunt ușa. Nu există două uși. Nu există două intrări în harul lui Dumnezeu. Nu există două posibilități de a intra în grația lui Dumnezeu. Nu există Biserica Baptistă și Biserica Catolică. Nu e Biserica Ortodoxă și Biserica Musulmană. Există o singură ușă, numele ușii Iisus Hristos. Există un singur păstor, numele păstorului este Iisus Hristos. Există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, numele lui este Iisus Hristos. Dumnezeu i-a dat numele care e mai presus de orice nume. Pentru că în numele lui Hristos am găsit mântuirea. Hristos ne-a adus curățirea de păcate. Hristos ne-a adus darul vieții veșnice. Hristos s-a făcut pe sine ușă și păstor în același timp. Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Iisus Hristos nu este o ușă. Iisus Hristos este ușa singură. Nu sunt două uși. Asta însemnează că nu există două posibilități de mântuire. Cine nu-L are pe Hristos este pierdut. Cine-L are pe Hristos este mântuit, salvat, împăcat cu Dumnezeu și se bucură de darul vieții veșnice. Așa zice Sfânta Scriptură. Eu sunt ușa. Dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit. Întrebarea mea pentru voi. Ați intrat voi în grația lui Dumnezeu? Ați experimentat voi tot harul lui Dumnezeu? Mântuirea lui Dumnezeu este încă la dispoziția tuturor acelora care vor să vină la El. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Toți, dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit. De mai mult de 2000 de ani, mântuirea lui Dumnezeu este la dispoziția tuturor acelora care vin la El. Care vor să intre. Însă avem o problemă aici. Auziți ce zice Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, versetul 44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu l-a trage
tatăl meu, tatăl care m-a trimis. Și eu urmă în viață în lumea tot. Ca să poți veni la Iisus Hristos, să te bucuri de mântuirea lui, ca să poți să intri prin ușa aceasta, este lucrarea divină. Asta înseamnă că Dumnezeu care te-a pus deoparte dinainte de întemeierea lumii, care l-a trimis pe Iisus Hristos să te caute și să te mântuiască, te atrage. Look at me. I did not want to him. It was Christ that was looking for me. Eu nu l-am vrut, el m-a vrut. Și când am înțeles lucrul acesta, am zis, Doamne, de ce așa târziu? De ce nu te-am onorat până la 24 de ani? Nimeni nu poate, zice Sfânta Scriptură, veni la mine. Nimeni nu poate veni la Hristos dacă nu-L atrage Tatăl meu. Și mai mult decât dacă vine Domnul Iisus Hristos și știți ce zice aici? Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Miracolul miracolului, miracolosului. Nu putem veni la Hristos dacă nu ne atrage Tatăl și nu putem veni la Tatăl decât prin Hristos. Asta înseamnă că acest Hristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Și Sfânta Scriptură zice că Dumnezeu este Cel care lucrează în noi și ne dă și voința să venim la El și făcuirea să credem în El. Mântuirea noastră, intrarea noastră, este lucrarea lui Dumnezeu de la început și până la sfârșit. Suntem noi gata să fim mulțumitori lui Dumnezeu? Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Și zice Sfânta Scriptură, după aceea se întâmplă ceva. Va intra, va ieși și va găsi pășune. Ești mântuit, binecuvântat, cu darul vieții veșnice. Îl ai pentru totdeauna. Ai siguranța mântuirii. Va intra, va ieși. Te hrănești cu Cuvântul lui Dumnezeu. Te echipezi cu Cuvântul acesta. Și te duci afară și vorbești cu prietenii tăi și le spui ce-a făcut Dumnezeu pentru tine. Ești mântuit. Ai intrat. Acum trebuie să spui altceva. Ce-a făcut Dumnezeu pentru tine? Va intra, va ieși și va găsi ce? Pășune. Satisfacție. Dulceața vieții. În afara lui Hristos. Oricum ai dau-o. Nu există. El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. El este păstorul cel bun. El este ușa. El este Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Pentru cei care l-au primit. Înălțați-L, slăbiți-L, sfințiți-L și sfințiți-vă prin modul vostru de trăire, de umblare, de ascultare cu El. Pentru cei care nu l-ați primit. Astăzi poate fi ziua mântuirii voastre, ziua împăcării voastre cu Dumnezeu. Prețul a fost plătit. Iisus Hristos te așteaptă. El bate la inima ta. Vrea să șteargă păcatul tău. Vrea să curățească nelegiuirea ta. Vrea să te împace cu Dumnezeu. Vrea să-ți dea darul vieții veșnice. Să trăiești pe pământul acesta fericit și împlinit și toată veșnicia lui în slavă. Domnul să vă binecuvinteze.